Bună, fetelor! Aceasta este ultima parte a topurilor cu produse până într-un anumit prag. Și astăzi o să vorbim despre top 5 produse peste 50 de lei, dar fără o altă limită. Aici intră toate produsele scumpe, aici intră toate produsele high-end, produse pentru care trebuie să strângem niște bănuți și produse pentru care trebuie să investim puțin și de care chiar nu vrem să fim dezamăgite. De aceea o să vă prezint preferatele mele, produse pentru care promit solemn că merită să investiți bănuți. Bineînțeles, e bine să vă interesați puțin, să le testați, să vedeți dacă vi se potrivesc și vouă. Nu sunt produse de skincare pentru că am încercat pe cât posibil să mă axez pe produse de make-up în toate aceste topuri pe care le-am făcut. Cred că am inclus doar lucruri de skincare sau haircare care într-adevăr erau super, super bune și vreau să vi le arăt. Ok, nu vă mai țin de povești, o să vă arăt ce se află pe locul întâi și este vorba de Too Faced, primerul Shadow Insurance, îmi place foarte, foarte mult. Îl folosesc în continuu de vreo 6 ani de zile, da, 5 ani și jumătate ca să fiu mai precisă. De 5 ani și jumătate folosesc acest produs, de când l-am descoperit, l-am cumpărat eu pur și simplu la noroc, la nimereală, fără să citesc niciun review, fără să știu absolut nimic despre el de ziua mea. Și de atunci am fost încântată să-l am și să-l folosesc de fiecare dată. Are un preț ceva mai măricel față de alte primere sau shadow insurance-uri de la alte firme, însă acesta a rămas mereu preferatul meu. Too Faced pe primul loc. Ok, și aici devin lucrurile mai dificile pentru că eu chiar nu știu cum să fac un top, fiindcă îmi plac toate foarte, foarte mult și e destul de greu. Dar cu chiu cu vai am decis că pe locul 2 se vor afla două produse. Rujurile de la MAC. Rujurile de la MAC îmi plac foarte mult pentru că au niște nuanțe tare frumoase, vibrante, puternice, miros foarte bine rujurile lor, ambalajul este tare profi și elegant în același timp, mie îmi place. Și sunt niște rujuri foarte bune. Eu am două nuanțe, am Lady Danger, care este acesta. De fiecare dată când îl port în clipuri, mă întrebați ce am pe buze. Este o nuanță foarte, foarte frumoasă. Și următorul este Cyber, care arată cam așa. Presupun că o să vreți să vă fac un swatch la Cyber, nu? L-am purtat eu în câteva clipuri și pe acesta. E tare, tare frumos. Cam așa arată. În ruj aici se vede chiar negru, dar dacă faceți un swatch, vedeți că este un mov foarte, foarte închis. Tot timpul când îl port primesc complimente. Acum că m-am dat cu el, parcă îmi vine să-l folosesc și ziua și acum când ies, mă duc la manicură, hai, mă dau cu Cyber, deși nu merge, dar na. Astea două sunt rujurile de la MAC, sunt pe locul 2 la mine. La capitolul produse, peste 50 de lei fără un alt plafon. Urmează să cumpăr și alte rujuri la un moment dat de la MAC, însă vreau neapărat să termin ce mai am acum, pentru că, într-adevăr, am terminat cam 3 rujuri deja anul acesta, însă trebuie să muncesc mai mult. Ok, pe locul 3 se află paletele de la Too Faced. Paletele de la Too Faced îmi plac foarte mult pentru că au o calitate tare, tare bună. Asta în primul rând. Nuanțe frumoase care rare ori le găsești în alte palete. Combinații foarte bune și ambalaje extrem de chic. O să încep cu prima paletă cumpărată de mine vreodată de la Too Faced. Este vorba de Natural Eye Palette. Cu siguranță o știți și voi și acestea erau nuanțele. Vedeți deja I've Hit Pan în 3 dintre ele. Silk Teddy, care este una din culorile mele preferate ever de eyeshadow. Și Heaven și Velvet Revolver am reușit să ajung la fundul lor. Este foarte frumoasă această paletă, îmi place tare, tare mult, se obțin machiaje extrem de frumoase. La fel, Nude Beach și Honey Pot sunt demențiale. A doua paletă cumpărată de mine de la Too Faced a fost Romantic Eye Palette. Și arată cam așa. Am folosit deja foarte mult Soulmates de aici. Iar cu I Do de sus și Cut a Cake se pot face iarăși niște machiaje foarte, foarte mișto. Honeymoon iarăși este foarte frumos.
Haideți să vă fac câteva swatch-uri să vedeți, de exemplu, Honeymoon este acesta de aici, deasupra rujului, și din ce să vă mai fac? Din First Dance. Acesta este First Dance de aici, de pe Inelar. Cam așa arată. Ok, asta doar la prima trecere. Iar din Natural Eye să vă arăt ceva, ce să vă arăt. Vreau să vă zic că din Natural Eye Palette, primele nuanțe de sus, Velvet Revolver și Sexpresso, se pot face combinații foarte bune și pentru sprâncene, ceea ce este super. A treia paletă cumpărată de mine ever de la Too Faced a fost Almond Eyes, Sexy Saint-Tropez, e o paletă foarte, foarte frumoasă, este cutie metalică de această dată și are și oglindă sus, dar o să încerc să nu vorbesc pentru că am reflectoarele. Și acestea sunt nuanțele. Ce m-a făcut să cumpăr această paletă a fost Can, culoarea de sus din mijloc. O să vă fac și un swatch pentru că este senzațional acest fard. Acesta este Can de sus, care îmi place foarte, foarte mult. Ei bine, acesta fiind mai nouă, nu am reușit să hit pan, să ajung la cutiuță, să termin vreuna din ele, însă îmi place foarte, foarte mult. Cred că nici nu mai trebuie să vă zic că îmi plac, se subînțelege. Și ultima paletă de la Too Faced este primită cadou, paleta de Crăciun 2015 și este aceasta, o știți deja cu siguranță, o paletă care conține de această dată și două blush-uri, un iluminator și un bronzer, toate pudră sunt, toate absolut. Cele trei de sus iară sunt fenomenale, White Christmas, îmi place tare mult, Satin Sheets, la fel și Vintage Lace. Sunt frumoase, nici nu mai am cuvinte să vă explic cât de mult îmi plac. De obicei când merg în concediu obișnuiesc să iau această paletă pentru că nu mai am nevoie de blush, iluminator sau alte lucrușoare și este de suflet, chiar este de suflet această paletă. Ok, pe locul 4 se află farturile acestea de la Aquamatic Makeup Forever. Chiar merită să investiți bănuții în aceste farturi. Sunt niște creioane ultra, mega, super rezistente, waterproof, of course. O să vă fac un swatch. Al meu este nuanța ME50. Vă fac un swatch aici. Este acesta de jos, metalic, arată foarte, foarte bine. Se poate obține un look frumos fie dacă îl folosiți jos pe ploapa inferioară, fie pe ploapa superioară, pe toată ploapa. Puteți să îl ascuțiți pentru că are o ascuțitoare aici în spate și să-l folosiți pe pus de creion, de ochi, și ca fard arată extraordinar de bine. Se poate lucra cu pensula cu el și amesteca, uniformiza. Chiar și cu o pensulă de blending merge tare bine. Deci arată senzațional. Dacă mergeți cumva prin Sephora și ajungeți la standul Makeup Forever, vă rog să le acordați o șansă, să vă uitați la ele, pentru că sunt super, super, super bune. Iar pe locul 5 se află un BB cream de la Clarins Estep. Un produs care îmi place foarte mult, la fel aș adăuga pe locul 5 și fondul de ten, Everlasting-ul sau Longlasting-ul de la Clarins. Aceste două au fost printre preferatele mele all time long. Ar mai fi și alte produse, însă BB cream-ul și fondul de ten, deja bâlbâi, de la Clarins au intrat pe locul 5. Sunt super bune. Ok, cam asta a fost tot. Aș fi preferat la produse peste 50 de lei și fără limită să includ 20, nu 5, însă am zis să ne oprim aici. Bine, dragilor, vă pup! Pa, pa!